aprilie. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți, 14 absentează nemotivat domnul Ciucătaru Codruț. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați-vă, rog, ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordine de zi avem 4 proiecte de hotărâre, puncturi diverse 5 și 4 suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi? În majoritate. Observați la procesul verbal 31 martie. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. 14 pentru. În continuare, dăm cuvântul domnului președinte de ședință. Bună ziua, încă o dată. Și o să începem cu proiect numărul 19. Privind aprobarea nivelului valorilor impozabile, impozitele, taxelor locale și sancțiuni pentru anul fiscal 2022. Dacă un coleg vrea să se scrie la cuvânt, să începe cu domnul. Da? Dragi colegi, deci, nu știu dacă v-ați putea sau dacă ați citit, eu aș dori acest proiect un amendament cu care vreau să sper să fiți de acord. Deci, în ce sens? La impozitul privind clădirile rezidențiale, care este între 0,08% și 2%, eu aș vrea să propun 0,1%. Ăsta ar fi primul amendament. Îl spun și pe al doilea și pe mult să mă justific de ce. Și la clădirile nerezidențiale, care cotă de impozitare 0,2%, 1,3%, aș zice că este, ar fi ok, un 0,7%. Asta este propunerea mea. Nu știu dacă dumneavoastră o să susțineți acest amendament. Și aș vrea să detaliez un pic de ce am pus așa. Faceți-vă un calcul la o clădire cadă de beton, armat cu pereți, exterior, cărămidă, astăzi, ceea ce realizat de un tratament chimic, baza de impozitare pleacă la 1.128.000. Calculați la 300 de metri pătrați, mulțit cu 0,2% ce propune executivul și vedeți la ce sume de impozitare se duc. Pentru cei care nu știu că e valori, e valori. Mie mi se pare foarte mare, pentru că sunt persoane, să spunem, care își fac o casă de 300-400 de metri pătrați din timpul tinereții, ajunge spre bătrâneții, și nu știu dacă își permit să dea 160, 70, 80 sau 100 de milioane cât mare să ajungă în impozitul locuit. Cel puțin la cele care suntem și au și a doua casă, este mult mai mult. Mi se pare enorm de mult. Într-adevăr, poate să primesc replica, a fost 2% și pe vremea când eram primar, da. Dar din ce rețin, cota de impozitare era undeva la 360 de lei. Din ce mi-aduc aminte și cred că mi-aduc aminte bine. Ori acum e de 3 ori mai mult. Deci dacă ați ținut sentimentul meu și eu zic un lucru benefic pentru cetățeni, aș vrea să-mi susțineți acest amendament. Vă mulțumesc! Mare cineva de spus ceva? Suntem la vot, da? Stați în piață, dar nu știu. Păi dumneavoastră, domnul Lama. Doamne, s-a vorbit, domnul Lama. De ce? Dar când ați văzut, domnul Lama? Da, domnul Lama. Aceste impozite care le-am schițat în proiectul de hotărâre, venim cu ele de 12 ani, cel puțin de 12 ani. Noi, cel puțin, eu, în mandatul anterior și până acum la mandatul ăsta, n-am făcut nicio ridicare de impozit, nicio mărire de impozit. Toate le-am preluat și s-au indexat cu indexul inflației. Așa s-a întâmplat și în acest an.
Deci nu am venit la dumneavoastră cu nimic în plus. Nu am o problemă cu propunerea domnului Durlan. Nu știu că ce impact va avea asupra bugetului primăriei. N-am putut să calculez acum chestia asta. Și ce impact va avea la anul, când se va vedea că e un lucru foarte nasol și trebuie obligat, forțat să revii și să majorezi. Deci noi până la momentul ăsta n-am majorat nimic. Dumneavoastră, decideți. Se poate, nu este imposibil. Dar, repet, aceste impozit, aceste cifri și acest procent este de cel puțin 12 ani. Se poate verifica. Cam asta am zis. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, dau... Continuați, domnule. Deci, așa este, am zis-o de la un început. Domnul primar are dreptate. Cotele de impozitare erau de mult, de 10 ani. Dar nu cădem într-o capcană, că am mai crezut acum câțiva ani eu, când a dat nu știu ce ordonanță Victor Contra cu măririle și am mers cu maxim de impozitare primării. Ori acum, deci este baza de impozitare de 3 ori față de acum 4 ani. De 3 ori mai mare, 2%, nu mai pui la 300 de lei, pui la 11 milioane, la 1100 de lei pe metru pătrat. Asta vreau să vă aduc în atenție. Și nu are de ce să vă influențeze să trebuiască să măriți, domnul primar. Pentru că impactul nu știu cât se poate duce, dar eu nu cred că se duce mai mult de câteva sute de milioane. Puteți face o reducere de cheltuieli din altă parte. Deci eu asta vă spun, pentru că baza de impozitare sunt sigur că la anul va crește, la anul va crește. Dacă vom menține același indice, deja sunt mulți cetățeni care pe locuință mari, de tot sau cum are, plătește 10 de milioane. Deci asta am vrut să vă spun. Dumneavoastră, acum votați cum doriți. Mulțumesc. Auzăm aici câteva cuvinte. Impozit, s-a mai pomenit și cuvântul inflație, că de fapt fi de drept impozit nu se mărește, el se adaugă inflația care intervine, procentul inflației. Întrebarea pe care și supărarea mea ar fi cu totul, atât în legătură cu impozitarea sau nu, în legătură cu proiectul respectiv. Dacă statul procedează la impozitări, ținând cont de inflație, de ce nu se procedează ținând cont de inflație și la pensiune? La pensiune? La pensie. La salarii. La salarii. Adică, domnule meu, dacă am abordat în mod unitar această chestiune, alinierii în funcție de inflație, haideți să o facem în toate cele. Atât. Vă mulțumesc. Da. Să punem la vot cu tematul cu... Amendamentul, da? Amendamentul, da? Deci, da, să punem la vot cu amendamentul cu domnul Durlan. Amendamentul. Doar amendamentul. Fără amendamentul. Bun. Cine este pentru? 5. Deci 3, 4, 5, 6. 6, 8, pentru. Împotrivă? Suprim la vot proiectul. Cine este pentru? Dar nu puteți aproba. Dar de ce sunt? Amendamentul era, dar restul proiectului de hotărâre, de ce sunt? Nu, nu. Proiectul în sine. Proiectul în sine.
Deci dacă a fost amendament și ai fost de acord cu amendamentul, mai poți fi de acord cu ăla, nu-i lucru vot? Proiectul general trebuie să se aprobe cu amendament. Asta e normal, rămâne sau nu merge? S-a aprobat amendamentul? El s-a aprobat la amendamentul. Păi cum? Da. Rămâne mai aia? Așa voturi. Nu, a fost 6 voturi și rămâne cu tapul 1% și cât era acolo. Aprobă cu amendamentul că trebuie. Fără amendament, la propunerea inițială. Propunerea inițială. Împotrivă? Da. Nu, mai până, cine este pentru vot? Cine este pentru proiectul? Deci 4, 2, 6, 7, 8? Nu. 10. Domnul Oprea, cum pot de rog? Domnul Oprea, cum pot de rog? 10, vor câte. Și acum, împotrivă? Abține? Abține? Nu poate să vă numele doamna secretarul. De 10 voturi pentru și 4 abțineri. Mergem mai departe, da? Proiect de hotărâre numărul 20. Privind aprobarea contului de execuție a bugetului școlii gimnaziale Răducanu Roseti din Căiuț, la data de 31.03.2021. Vreun coleg care are un cuvânt, ceva de spus? Da, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține. Două. 12 voturi pentru și 2 abțineri, domnul Roșcaș, domnul Dumnezeu. Mergem la punctul 3. Proiect de hotărâre numărul 21. Privind aprobarea procedurii de închiriere, privind atribuție, atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a trupurilor de plaște proprietate. Privință a Comunei Căiuț, Județ Bacău. Asta nu știu să scrie la bine. Dar sunăm la rând. Bă, sigur, așa, că dacă ai acolo un iertem, mai să scrie la cuvânt. Să scrie cineva la cuvânt? Comisia de la articolul 8. Au fost fac parte și 2 sau 3 consilieri, dar fac unul la fiecare în comisie. Da. Sunt? Nu știu, dar părătoriți. Da, ok. Da, se propune de comisie. Deci ca invitați, da. Ca invitați, da. Pentru că o să mai fie un proiect de hotărâre în urma validării dosarului, nu? Da. E corect ca acei consilieri care fac parte din acea comisie să documenteze pe ei, să știți ce vă dau. Da. Acum, când vezi în astăzi, dar vezi comisii. Fiecare comisie se propună cât e un membru. Da, puteți să vedeți. Da, da, da. Da. Mai are cineva de spus ceva? Nu, stai. Deci comisia de așa se va constitui în discuție pe plan așa, din care vor face parte, da? Continuăm. Menționăm acolo. Parte. Ca invitați. Și trei consilieri de parte. Desemnați de consiliu. Respectiv. Nu, faceți propuneri. La Comisia Economică, cine vrea să? S-a propunit, întâmplată. La Comisia Păiei. Domnul Matei, la Comisia Păiei. Domnul Matei, la Comisia Păiei. Domnul Matei, la Comisia Păiei.
Da? La comisia din procent. Domnul de care te-a pentru că este interesant în mod direct. Dar această activitate cu pășunele revine în mod direct. Deci nu evitați acest lucru. Deci viceprimarul obligatoriu ar trebui să facă parte din această comisie. Vici. Eu îl propun de la Comisia Economică, domnul Vici. Suprema vot cu... Păi sunt patru lucruri, domnul Vici. Da, aici, la studiul pastoral și la ceea ce scoateți la licitație, aș vrea să vă subliniez câteva lucruri, ca nu să credea în greșeala care a făcut-o și eu cu câțiva ani în urmă. Să fiți un pic atenți să scoateți toate terenurile private din acest lucru. De exemplu, punem cazul acolo, unde am avut și eu, fermă pe lângă Bicu. Acolo 80% din terenuri sunt private. Iar, nu știu, studiul pastoral spre administrare ca pășunii se dau lui. Nu mi se pare normal și nici legal. Deci, chiar dacă e pășunii, pe un domeniu privat a unor cetățeni, nu vi se pare normal ca el să vină să spună că a licitat, are contract la primărie și dispune de pășunea respectivă. Că nu are cum legal, nu văd. Deci, alea ar trebui scoase. Pentru că îi se dă un drept de stăpânire și el nu are nicio treabă acolo, pe când a făcut la domnule privat. Aveți în vedere acest lucru, dați-i. Și din Poiana Vodului jos, sunt câteva loturi care sunt cumpărate private, nu au ce să caute în administrarea lui pe 10 ani. Sau cine o lua acolo, nu știu, mă rog. Că deja au fost zile trecute un scandal acolo, se bat cu coase, cu fari, cu săcui, cu... și-au pus pari. Deci de acolo o să fie un conflict permanent dacă nu aveți grijă să scoateți aceste suprafețe, dar cred că trebuie obligatoriu scoase. Este imposibil ce spune dumneavoastră. Poftim? Și noi, ca persoană juridică, dispunem de proprietate, ca și dumneavoastră. Adică protejăm, ce înseamnă, dă pe o rază de 20 de metri sau 50 de metri, 100 de metri, nu scoate? Dar nu se trebuie de proprietățile private. Deci nu le-a prins. Nu există diferență. Dar corect, că proprietatea a făcut că nu are proprietăți umane. Dar nu are proprietăți private. Dar nu are proprietate. La primăria nu poate să închirieze. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Eu nu mai am animale, dar au ceilalți și știu ce-au fost acum 3 zile. El se pune stăpân, nu trăiești în terenul meu, nu faci, nu este a lui. Administrează o pășune pe care poate să, dreptul de transumanță sau de trecere este liber pentru orice animal, orice om. Nu s-a pus stăpân, că nu-i stăpân, administrează asupra față. Asta chiar vă rog, să-l puneți... Dar nu ești în privat. Da, doamna secretară, înțelegeți, dar zic...
puniți și condiția că le dați că au animale, deci el vine și ia suprafața din poiana vădăului sau cinilea și nu îi dă voie lui să treacă cu animale la urmă. Păi ceva ce las, duce pe proprietate privată, se intră. Puneți acolo un contract cu care se asigură dreptul de trecere a tuturor animalelor prin sursa de apă. Sau mă rog, el nu poate să-l blocheze, că blochează. Și iar este scandalul. Da, mă rog, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul, acest proiect, eu nu știu dacă se procedează sau nu se procedează cum ați propus eu astăzi. În schimb, pentru evitarea eventualelor reclamații care apar în legătură cu amplasarea câmpurilor acestor stâne sau organizări, așa, eu propun ca, odată cu repartizarea trupului de pășuni, să procedați, comisia respectivă, să procedeze la o înmânare a unei instituții. Nu știu dacă se face sau nu, dar eu propun să se facă, prin care repartizarea respectiv să aibă obligativitatea respectării amplasării târle propriu-zise. Și de ce nu să se meargă cu indicare concrete pentru fiecare posesor, proprietar de târla se amplasează doar în locul respectiv. Eu, în condițiile respective, consider că vom evita eventual. Știți că în anii precedenți au fost suficiente și sunt sigur că vor continua deja. Știți la ce mă refer? E vorba de stâna de aici și poate vor fi și alte. Vă mulțumesc! Să pui la vot, da? Facem un pic o paranteză, Ionel, cu tine. Eu acum mă gândeam o imagine din teren, de acolo de unde sunt amplasate dârlele și acolo să rămână stânt. Cei care au peste drum, Panaipii, gen Florin, nu au posibilitatea să coboare la pârâu, decât să vină prin Poiana Vădăului pe la ăsta, pe la... Au posibilitatea. Am văzut cum la mama mea e. Și nu văd, nu-i dat dreptul ăsta că el nu are voie să mai calce nimic teren. Că el nu se duce cu oile pe terenul ferm. Că se duce pe oameni. Da, dar asta e. Libera trecerilor animalelor că pe sursa de apă trebuie să frate pe teren. Dar dăm curs la altceva. Îi facem, le dăm motiv de scandal. Se duce unii peste alții. Și de... Mai degrabă le dați așa motiv de scandal. Că oricum se vor duce. El nu respectă. Nu, eu... Și mai e o problemă cu perioada de pășunată. Ei vin și ne pășunează proprietățile private. Unde avem un cer, unde avem un bim, unde avem... Păi, da, da, da. Sfântul Gheorghe. Nu-i da, nu-i normal așa ceva. Am discutat asta când... Vădeam să ai o hotărâre. O hotărâre de Consiliu, ca ei să nu pășunată. Dar prin lege, ei nu au voie. Este interzis prin lege. Știu că este interzis, dar nu, la el asta nu ține. Înainte era o chestie de bun simț, pe timp când erau bătrânii. Țineau, era o chestie comun, se înțelegeau, cădeau de comun acord. Să respecta legea. Să respecta ceva, dar acum nu mai avem credul la el, chiar și la bătaie. Nu-i problemă la el. De contestare. Este credul. Mai putea să zici, mai de 6 octombrie. Perioada de pășunat este scrisă clar. Zici, mai de 6 octombrie. Pentru asta e interzis. Mai ales în proprietăți. Și pe pășunile astea. Se puțin ce avem noi. Noi vorbim de... E clar că n-au văzut. La proprietate, deci nu vom discuție. Pot să nu meargă nici n-au văzut niciodată. Dacă e proprietate, dacă e că voi omul, da, dacă nu, nu. De acolo. Dacă se intre cu durile de oi în vama satului, măi? Înfinte. Mai sunt trebuie la astfel, clar, au văzut că mănică acolo, au văzut latră, au văzut tot, sunt la mor, bată, păiată. Ce caută din vama satului? Și nu, tot, 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 la o oră trebuie vorbiți, ziceau că la mănăstiri, nu la grădina. Dar acolo sunt probleme de privat, le-au tăiat acolo. Au tăiat acolo, au tăiat acolo. Nu, nu, nu. Cred că nu e. Știți că avem o mare problemă cu ei. Nu e simplu de gestionat asta, nu e... Nu e pe ea de spune. Asta trebuie să mai ales
proprietari. Florin, care înțelege, e Bicu și Făcăoară. Cam ăștia trei mai avut. Și par aici. Și par aici. Și par. Nu mai sunt 9, 10. Ar trebui să înțeleagă. Bă, asta e. Ia și că a trebuit să fie de aici. Sau tot stând la mama mea. Da? Nu, asta e. Unde stă, dar v-am zis. Sunt câțiva din ei, 2, 3. Așa, au praznici. Chiar au praznici. Care de tot ce îi spui că tu n-am mai văzut. Și primești telefon cu 20 minute mai înainte. Sunt omul, mai vezi că stai în zona aici. Ce mai văzut, tu mai vezi aici. Da, nu știu dacă în hotărârea asta putem trece niște articole de constrângere. De... Da, sunt. Sunt. Toate chestiile care le-am propus și în legătură ce a spus dumneavoastră cu timp acum, să fie în contractul respectiv. Locul tărâi să fie stipulat pentru fiecare proprietar. Păi da, poftiți? Păi da, da. Sunt de acord cu dumneavoastră că de câte ori își mută tărâi, de fiecare dată, ea să intervine acolo în contractul respectiv, prima tărâire, a doua tărâire, a treia tărâire. Păi da, da. Dacă vă referiți la ce mai treabă, asta nu e treaba asta. Asta nu e treaba asta. Dacă vă referiți la proprietatea privată, la negru. Dacă vă referiți la Zurlan. Zurlan. Deci ăsta nu este, persoana respectivă nu este. Nu va nici, dar nu va veni. Dar legislația e cum? În vigoare, în care poate să-i și în care este stipulată locul de amasare. La ce distanță față de... Față de proprietăți, da, față de proprietăți. Categoric există. Și atunci? Bun, dar nu vreau să zic. Eu sunt cadrează la legislație. Eu sunt cadrează la legislație. Știm care sunt problemele. Am fost, am luat măsuri, am... Dar... Haideți să... Cred că am fost. Dar să punem la vot. Cine este pentru? Nu prea am reușit. Așa, nu vădă. Tot. Deci pe partea asta, pe Rodria, cum vădați? Pentru? Pe partea asta, nu sunt chestii. Domnul Matei, ați fost pentru? Da, da, da. Domnul Oprea? Da. Domnul Dupan? Nu, da. Să abține. Domnul Mărăcuț, pentru? Abține. A, abține. Pentru cine a fost pentru, asta mă interesează de aici. Domnul Mărcuț. Pentru. Și abținere? Abținere. Domnul Roșcan și domnul Oprea. Da. Trecem la... Deci 12 voturi pentru și 2 abțineri, domnul Roșcan și domnul Oprea. Mergem mai departe la proiectul numărul 22. Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căruț pe anul 2021. Dacă vreun coleg să scrie la... Deci să luăm la zi. Deci domnul Matei, domnul Oprea și domnul... Deci acolo și domnul Patrona. Prea da. Ce mai vreau să o, ce vreau să mă mai adesc? Vreau să luau din inițiativa domnului primar pentru faptul că a invitat consilierii înainte de a supune spre aprobare proiectul privind bugetul local. Înainte, prezentat direct, n-am intins să-l discutăm, însă săptămâna trecută, cel puțin eu am fost invitat cu consilierii, au participat o parte din ei și am putut să discutăm și să venim cu îmbunătățiri din marginea lui. Este un fapt de lăudat, ceea ce până în anul anterior nu s-a întâmplat. De asemenea, mi se pare un buget foarte bine articulat, am văzut acolo propuneri de asfaltări din multe ulițe, în toate satele, un lucru de
lăudat. Și plus alte măsări și așa mai departe. Ce putem să avem stare cu modernizări de asfaltări, inclusiv sau locuri bani pentru investițiile în continuare. Atât am vrut să precizez. De prima oară, vreau să vă întreb ce se iau 6.000 de lei la poliția locală, Girofar? Rampă. E să-i punem Girofar la marș la poliție? Da, tu nu e rampă de autodomașință. Am înțeles. Dacă vă nu puneți rampă, vreau să intri băieți în acțiune cu... Vă rog, mamă, vin pepene, vă rog, mamă, fierbechi și tot așa. Vă rog frumos pe chestia asta, dacă tot îi puneți, îi punem și în acțiune. Mulțumesc. Vă cer, domnul Dean. Domnul Valar, da. Deci, eu n-am reușit să ajung la invitația domnului primar, dar i-am mai vorbit cu domnul Ionel. Aș veni aici la capitolul 6702, la cultură, sport și toate celelalte. Am zis-o din ședințele precedente. Analizați dumneavoastră, ca să nu zic eu să cad într-un păcat de unde să rupeți, rupeți 50.000 de lei și începeți să faceți un proiect pentru baza sportivă. În centru, v-am spus-o dinainte, ca rugăminte pentru un teren de sport mare. Măcar să vedem începutul, începe, facem un CF, un proiect și vedem și sursa de finanțare, pentru că ușor, ușor, cultura ne uităm să stinge, în afară de salarii și ceva pe la bibliotecă, mai avem servicii recreative, sportive, 10.000 de lei din care bănuiesc separat ceva pe la terenul de sport, să dărâma tot și rest, culte. La culte unde susținem an de an, nu e problema mea, dar zic, haideți să găsiți undeva, măcar, dacă sunteți de acord, să prindeți bani, să faceți un SF, un proiect pe bază sportivă modernă, cu teren mare de fotbal. Pentru că încă ești inițiativă la tineret este, vor, dar trebuie să-i ajutăm și noi, odată să rupim calul de acasă, să prindem niște bani, să ne apucăm de un teren bază sportivă modernă. Am uitat așa subțint și rapid peste buget. Am văzut că în jur de 30% din total venituri se duce pe salarizare. Ce să vă mai spun? Da, e un lucru bun că ați prins toate ulițele, cât un miliard. Nu știu dacă vă încadrați cu banii. Părerea mea, sau nu știu, sunt pentru SF-ul sau altul, părerea mea era să fi strâns, făceați două, trei uliți ca foada anul ăsta, două, trei uliți ca foada anul trecut, așa. Nu știu, în principiu, eu zic că este ok și sper că acolo, la bunuri servicii, la drumuri și poduri, din 350.000 de lei să nu mai fie canalizați, nu mai fi piatră, și grederii o zi, două, trei, de 10 ori, 3 ori într-un an să duc toți banii, din banii ăștia, cred că până se va aproba mare asfaltare, puteți rupi niște bani să reparați drumul de la stradă până la pod, v-am zis, cu două mașini de bitum și multă voință din partea mea, să puteți să rezolva. În rest, să vede că este un buget destul de strâns, nu este chiar așa, cred, cum v-ați dorit astăzi și noi. Deci, în condițiile în care dumneavoastră veți găsi o soluție, să prindeți 50.000 de lei pentru proiect, pentru bază sportivă, voi vota bugetul. Vă mulțumesc! Da. Mulțumim, domnul Dorat. Domnul Dorat, ce vă mulțumesc? Da, cum o puteți face cu Mr. Lan, atins unui problem care erau din partea noastră la cultură, dar nu e nimica. Eu putem cu niște copii care, în primul rând, vreau să mulțumesc foarte mult dacă am putea finaliza mandatul ăsta Casa Rosetti, văd că fondul e deja pregătit, poate voi trăi să apuc finalitatea Casa Rosetti. De la Revoluție încoace luptăm în continuu și nu reușim. Poate mandatul ăsta se va reuși. Asta e o treabă referitor la sport, pentru că și în comisia asta și chiar și-mi place, avem o echipă care e înscrisă în județ, în Liga a 4-a.
aș vrea să cer un sprijin din partea domnului vice, care se ocupă cu administrația locală, să dea mai multă atenție cu reparația ceea ce am văzut cu drumul și cu reparația la cabine, am înțeles că a făcut constatări. Și să avem grijă de băieți cu un echipament, dar în condițiile în care și ei vor da rezultate. La nivel de comună, la nivel de județ vorbim, acolo nu merge să nu ne facem cum nici eu și nici domnul Durlan nu ne-am făcut. Am dus stima comunei, adică am făcut niște eforturi, adică am fost renumiți ca comună la nivel de fotbal. Și aș vrea să dăm puțin mai multă atenție. Mă uit aici la 10.000 de lei, ce să faci cu 10.000 de lei? Numai mici reparații pe acolo, în restul nu văd ce am putea noi rezolva. Eu duc o propunere și cred că toți colegii din sală sunt de acord cu mine să căutăm niște sponsori. Eu știu că ăsta mai, la nivel de comun, avem un sponsor mai reprezentativ, altul mai mici, dar se poate să luăm legătura cu dânsul și să sponsorizeze echipa asta de fotbal. Eu cam asta cred. Mai multe ar fi, dar mai las pe avis. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim, domnul. Domnul profesor, cu investițiile pe care ne le propunem în acest an în bugetul de educație special cu el, respectiv pentru lucrările în continuare și mai puțin bunele noi, putem vedea că sunt într-adevăr trecute câteva investiții de o mare importanță pentru comuna noastră. E vorba de reparat podul peste troturi, modernizarea drumurilor de interes local în comuna Căiuț, adaptare la unor ulițe prin satele componente comune și, de ce nu, și asfaltarea drumurilor de legătură între sate. Mă refer aici la drumul Căiuț-Heltiu, Vrânceni-Florești și Heltiu-Boiștea. Sunt trecute aceste investiții, numai că rugămintea mea către executiv, mă adresez acum, e ca aceste lucrări să fie prioritizate. Prioritizarea lor trebuie făcută, domnule, consider eu, în funcție, în urma unei analize, privind utilitatea investiției respective pentru numărul beneficiarilor respectiv. Dacă există o uliță de asfaltat, luăm numărul care va călca asfaltul respectiv și dacă este un drum de legătură dintre satele componente cu un număr mult mai mare de locuitori, eu zic că au prioritate. La urma urmei, dacă vom analiza prioritizarea din acest punct de vedere, eu zic că suntem în rând. Lucru pe care vă rog frumos să-l aveți în vedere. În rest, fie ne dați să auzim numai de bine. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul Odean. Domnul Măcuț, aveți cuvânt. Da. Vis-a-vis domnul primar, anul trecut, dacă vă aduceți aminte, atât dumneavoastră executivul, cât și colegii mei, ai noștri, am fost de acord cu bugetul, remarcând un aspect cuprinzând trei probleme. Adică, danarea cu niște dalii din beton la Brigada, ulița Marinești-Condeiești și satul Boiștea. Am căzut de acord să votez bugetul cu mențiunea asta. Am fost tot de acord la unison. Pe parcursul anului am ținut legătura cu dumneavoastră, în Consiliu, în particular, și ați promis că drumurile intră în linie dreaptă, etică. Fapt care nu s-a întâmplat nimic. Fapt care sunt foarte supărat. Odată că ați dezamăgit Consiliul, dar nouă ni trece, că așa-i bine. Dar ați dezamăgit cetățenii. Votul pentru bugetul de astăzi
fiind mințit, atât eu cât și Consiliul Ștării Cetățeni, nu pot să vin mai fiu de acord cu acest lucru. Mulțumesc! Nu mai poate am nimic obiectat. Treaba cu darele s-au făcut în comună, dar nu știu ce spune domnul Mărcuț. Domnul primar, are el o problemă. Aș făcut la copil și l-a fi și opre, la fratele lui Băsescu. După care... Nu s-a făcut la opre, s-a făcut pentru sat. Am dat exemplu, domnul. L-ați terminat? Da. Să la vot. Da, la problema cu terenul de fotbal, ce spune domnul Brlan, are dreptate în o parte a lucrurilor, dar mă întins atât de tare bugetul ăsta, încât nu mi-a rămas așa ceva. Iar ce spune de Zavere Curte, dacă știți prea bine acolo vreau să ajung, ne chinuim de câțiva ani să ajutăm și Căiuțul și Căiuțul Căiuțul, ne chinuim să cumpărăm un teren pe care cu greu de un an de zile l-am ajuns în faza de cu cadastru, terminat actele, terminat tot, iar urmează din banii cei prinși la Culte să plătim acel teren pentru Căiuț, pentru satul Căiuț, terenul de vis-a-vis de biserică, pe care intenționăm să-l cumpărăm, noi, Consiliul Local, noi, Primăria și Consiliul Local, în care să facem o casă praznicală. Iar acea casă praznicală existentă se transformă în casă mortoară după că încet, încet, legea nu ne mai permite și situația și toate celelalte, ca să ne mai primăm cu cortegiile pe drum. De asta am venit acolo la... Când vedeam cum aia la Culte. Dacă sunt acolo, avem 20.000 de lei pe care nu se putem, nu-i folosim, se putem transfera de acolo la zilele comune care simt sigur. 80-90% nu o să facă. I-am prins numai în cazul în care să relansează, să dorește și să facă să aia, le facem. Dacă nu, banii aia nu se pot duce imediat la totuși la cultură, pe același capitol, la reparație, la stadion jos, la începerea unui SF, sau ce se vrea pentru centru. În rest, dacă, cum mare parte dintre noi s-a observat, am încercat să cuprindem cam tot ce s-a putut cuprinde ca să dăm înainte. Eu am o speranță, o certitudine așa, că o să avem și bani, ceva bani în rost, care din acele drumuri mai mici, trecute la modernizare, ca să nu mai apară atâta piatră balastră și tot ce se discute la fiecare ședință, să le putem asfalta, că toată lumea cam aici privește lucrurile, să iasă din glot și din cei care stăm undeva la stradă și avem asfalt, nu prea mai vedem, dar cei care merg prin Bălț și prin Noroi, să vede. Iar asta se vrea. Cam ăsta este trendul ăsta, asta vreau oameni. De-aia am prins în felul ăsta. Nu știu dacă, oricum, mulțumit, poate pot să spun că nici eu nu sunt mulțumit 100% de buget, că n-avem cum, n-avem din ce. Dar astea sunt poziții. Mulțumesc. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 12 voturi pentru și 2 abțineri, domnul Mărcuț și domnul Brlan. Dacă felicitația, eu mă abțin pentru că nu s-au prins
banii pentru bază sportivă. Pentru că dacă banii erau prins, până la o eventuală rectificare august, septembrie sau când să o facem într-un mes cu trei, deci, având o bază de câteva zeci de mii de lei, putem chiar demara măsurătorile și realizarea unui SF pentru un stadion în bază sportivă. Mulțumesc! Da. Trecem la punctul de vieță. La punctul de vieță. Suplimentări după aceea. Da, până la următoarea. Da. Deci avem 4 suplimentări. Da? La proiectul numărul 23, privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, la DIS, la DIP, scuze. Vreun coleg, aveți ceva de obiectat? Da, supunem la vot. Să ne așteptăm de la... Cu credeți de un alt timp în oară de voturile. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 14 pentru. La punctul numărul 24, privind asocierea Comunei Credit cu județul Bacău și DGASPC Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Domnul coleg, aveți ceva de obiectat? Domnul Matei. Da, domnul Matei. Vreau să întreb, faptul ăsta de 35% l-a propus Consiliul de Țară sau l-am propus noi și dacă ăsta 35% pentru fiecare copii sau adulți este pentru copii sau adulții de pe raza Comunii Căiuți sau intră la nivel de ca o cotizație la nivel de Consiliul de Țară? Sau este alocat numai pentru copii și adulți de pe raza Comunii? Da. Deci, vă rog, de cei care sunt pe raza comună. Și noi vom contribui cu 35% diferența cu județul Bacău. Da, mulțumesc. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 14,2%. Mergem mai departe la proiectul numărul 25. Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție numărul la IG 1733-01-088 din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare Drumuri de Interese Locale din Comuna Căiuți, de Zubacău. Un coleg. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Da, mulțumim frumos. Mergem mai departe la proiectul numărul 26. Privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexei numărul 1, la hotărârea Consiliului Local, Căiuți, la numărul 15 din 2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți din subordinea Consiliului Local Căiuți. Un coleg, dacă nu are ceva obiecțiuni, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Nu, am eu o remarcă. Ridicați mâna ca să te, dar acum nu vă dau voi. E rău frumos să mă înțelegi. Mai stau de vorbă cu salariații de la apă și să plâng că n-am luat bani de 3-4 luni de plin. Părerea mea personală, să faceți în așa fel să-i aduceți măcar la 30 de zile întârzierii. E o problemă. Au și ei rat, au și ei de cazuri, au și ei. Asta e o paranteză, dar...
luați în calcul, luați. Da, mulțumesc. Mulțumim, domnule. Să primim la vot, da? Cine este Petru? Împotrivă? Abținere? 350 pentru și obținere de 1 Mășcan. Stimați colegi, la punctul diverse, care să scrie în ordine, o luăm frumos de aici, la domnul Rugan. Mai departe, domnul Matei Ioan. Mai aveți ceva aici, mai aveți cineva? Dubitați ceva? La diversii? La diversii. Da. Domnul Duran, aveți cuvântul. Domnule viceprimar, aș vrea să vă fac o întrebare. Când ați fost ultima dată de la ieșirea principală de aici până la colț pe jos? Pe alee până la porți. Și vă spun de ce. Mă aveți un pic și toate săgețile alea la gardă zrufte. Uitați, vedeți și numărați, 10. Mai avem un pic și bine, că nu mai există niciun scaun pe, la baza sportivă, rupte toate. Nu zic, că acum că au intrat ce spus domnul Mărcuț, mașini cu făină, poate să intre cât ține la ce strat are. Dar spun așa, uitați-vă atenți să vedeți că se rup. Există, revine la momentea că poate mă repet, poliții locale. Pentru ce țineți? Domnul primar, intrați un pic în ei. Eu n-am nimic, îi lăsați sincer, sunt ca niște, scuzați-mi expresia, ogari care aleargă și habar n-au pe unde. Sau alte au cu totul și cu totul alte îndeletricire, activități. Dar mai puțin asta. Deci nu este posibil. Am fost și eu să-i rupeați, să sudau. Dar nu este posibil. Aici în primărie plus nu mai zic plăjderea de mare, nu sparte. Deci nu este posibil să nu vadă nimeni. Mai e un pic distrugitor, dar tot. S-ar dați fost atunci pancarta aia, s-a închis stadionul. Vin numai, eu, să nu vorbesc altfel, o anumită categorie de copii care nu știu cum intră, cum joacă. Mai e un pic uitați-vă, că se distruge. Oare chiar nu vede nimic? Nu mai zic de ien și ien și ien lucruri prin restul comunic la ce am văzut în toți iar început să rupă gardă, nu mai știu când am fost. Deci chiar sunt 4 inci, mă uit așa, au 3 miliarde cheltuim manual cu salarizarea lor. Renunțați, domnule, la 2-3 din ei, faceți altceva cu banii aia, să avem bani de reparații și gata. Da, eu am creat cu permis legea, dar nu se poate. Le-ați dat și în Passat-uri, și Audi, și mașini ce vor ei, că chiar n-am nicio treabă fix uitură la mine. Să uite, dar să-și facă treabă. Mai e o problemă, vizavea ridicată domnul consilier. Eu n-am nimic, domnule, dar este comerțul ăsta stradal a fost și cred că se va întâmpla indiferent cine este primar. Dar să mai ducea cineva, întreba de sănătate, nu, azi dimineață, azi dimineață, cred. La 7 vă răsări cumpărăm baterii sau ce dracu. Vindem cartofii. Nu se mai poate. Nu zic că eu, familia mea, dețin magazin, comerț și dumneavoastră și vice și toți care avem. Și domnul Oprea. Ușor, ușor, dacă ne uităm în comerțul ăsta stradal, că zicem venim în avantajul oamenilor. Nu venim, e falsă impresie. Pentru că îi păcălește și trage la cântar de mamă, mamă. Nu mai poți vinde. Mai un pic o să vină și celălalt, mă rog, susținerea care are cu camionul ăla mare, nu mai zic că nu vinde numai tărâță și ce-am zis. Vinde tot. Iam, e comerț ambulant cu tot ce vreau. Mare un pic să-și pună o vitrină să vândă și carne. Vândă și de-aia, dă-o în papul ce mă zic. Dar chiar nimeni nu-i vede. Deci, nu știu cum să spun, mâine i-aș da afară toți la poliția locală, câtă indolență au. Deci nu se poate să nu vadă nimic, să nu iau o măsură de nimic. Cazurile excepționale alea care mai ducem și depozităm noi gunoi, mai dăm foc ce facem. Dar sunt ieri care car căruți de gunoi. Îl împrăști oriunde, în biserică. Nu avem un pic, ne umplem de gunoi. Faceți efortul, să arați terenul, să stupați gunoiul dumneavoastră.
Nu văd nimic. Sincer, nu știu ce mama măsă de activități fac, că nu cred că fac sau ce fac. Dar nu se vede nimic. Ori ei sunt plătiți poliția locală pentru anumit gen de activitate. Luăm unul, dar nu toți. Unul nu vede. Deși în preajma primăriști tot aici, mare pic vă rupi toate gardurile. Nu știu. Este problema noastră, am mai ridicat-o, v-am mai zis-o. Dacă vreți să luați măsuri, ar fi ok. Dacă nu, nu. Dar nu este posibil. Nu este posibil. Și cu cei care ne cânt cu goardele, m-au un pic să știți când intră în casă. Dacă pun pe X, Y, Z sau ce au ei. Da, mă, ca să e. Acum aș vrea să spun că n-am mai zis la buget, că știu că se vede și pe cifre, că așa încercam și eu, deci aveți un buget care încercați să acoperiți cât mai multe probleme și lucruri care să le faceți. Și este de bun augur acest lucru, dar încercați, am zis asta cu baza sportivă. Haideți că a dispărut și asociația culturală cu copiii care mai aveau ceva. Și asociația sportivă e pe lucru. Pe domnul Drilea a văzut cu sponsor. E greu cu sponsorul. E greu. Găsim toți. Uite, dacă vorbim toți, spunem câte 2 milioane să luăm un echipament, nu punem toți. Haideți să ajutăm ramura asta, copiii, cultura și sportul. Din puținul ăla care e 3, 400, 500 de milioane să prindem și pe ramura asta. Pentru că v-am zis, nu au nici copii, nici o motivație, nu mai vine nici Francis Pic la uite nu știu la ce comunii. Și cu sportul, din ce în ce mai greu va fi și pentru Ionel. Se mai țină cu plaț dacă nu au măcar baza materială sau ceea ce le trebuie. Și am văzut și acolo, de vale să vede de sus, n-am fost. Am văzut că a dispărut și aia de rezerv, cabina, nu? Ionel Rupă sau ce gai? La teren jos. Da, acoperișul. Da, acoperișul. Haideți un pic să dăm atenție și la categoriile zlastică. S-ai noștri și sunt. Și noi, ca comună, chiar eram acolo undeva cu căluțul, cu echipa de fotbal. Ori acolo dispar. Nu vedeți? Nu avem nicio discotecă, nici un bar, nici ar veni și pandemia. Nu am să duc tineretul. Noroc mai la Costez, o fac ceva. Dar în rest nu se duc. Nu au. Pecă. S-ai prins pe stradă, pe bănci, ciotcă. Și în final, aș vrea să vă mulțumesc consilierilor, cei care sunteți pentru bunăstarea comunii și ați votat pentru postele alea Mărișoare, așa. Și cam atât, vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Dulan. Domnul Matei Ioan Desun. Anul trecut s-a aprobat un buget și s-au și executat indicatoare întâlnire de intrare, de marcare de intrare în localități, respectiv în sate, și nu au fost notate nici până în prezent. De asemenea, au fost comandate și executate blițele cu numere de administrative pentru case și străzi. În care nu s-au vândut acum. Știu de când eram în campanie, că prin alte sate erau, la noi, la Prada, nici acum nu sunt. Au venit, am comandat ceva online, au venit firma de generat, conta, i-am dat adresa nouă, Mareșala Erescu, la numărul 4. Acolo dat numărul 4, s-a mai codat la Stătineam. Dacă tot am dat numele noi, că am zis, domnul, putem să dăm de acum adresa nouă, o dăm, am dat să... Am stat la o jumătate de oră să găsați numărul 4. Haideți să ridicăm o dată, sunt făcute de cât tot. Și indicatoare se localizează. Dacă tot le avem, trebuie un stâlp din asta într-o zi, pus 2 oameni și le pune toate indicatoarele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Matei. Poate nu mai facem parte din Comuna Fiului și nu știu. Poate. Domnul Drilea, de știu. Te-am zis pentru unii că va fi prea în comună. Așa puțin observații pe ceea ce știu din zona în care locuiesc. E problema în zona urbană de postitul, prelungirea aia cu asfaltarea. Ridică problema, e zice, domnule, și noi suntem contribuabili, de ce n-am mers până în fața fostului CEA pe acolo, ultima casă? Una ar fi la mână. A doilea, iluminatul public în zona Caler, la Popieni. E mai trebuie un bec acolo și zona lui
la ulilete mari pe ulița aia. Problema e că mi-am mai spus așa, mai stau de oameni, mai stau de vorbă cu oameni. Mai lipsesc domberoare. Probabil s-au mutat, au fost, au venit de la oraș, venit la țară. Ăla care a locuit, de-o luat domberon, cum am putea să aflăți de înălă? Și luat domberoan, dacă se mai poate. Dar se pot au un răspuns, dacă se poate să... Pentru cei care nu au mai niciodată așa o proprietate, poate să vină să-mi dădui cu domberoan? Pentru cei care le-au avut și nu le mai au, nu le mai au, de demand sau orice magazin care vin din domberoan. Nu vorbesc de astea care au venit și n-au... Nu vorbesc de astea care au venit. De care au venit și n-au luat să vină solicitim. La sânta, puneți-l-o și... Ceea ce vreau să... Rog colegii, fiind prezidentul locul meu când a spus mai devreme ca dumneavoastră, aș vrea să o recomandare. În zona în care dumneavoastră locuiți, depistați oamenii ușor vulnerabili, să puteți să-i mai ajutăm. Să nu trecem intolerabili pe lângă Dumnezeu, să nu-i observăm, să nu stăm de vorbă, și noi ajungem și dumneavoastră ajungeți tot așa. Sunt destui oameni și nu cunoaște. Sau nu vrem să-i descoperim, sau nu vrem să-i ajutăm. Eu aș da ca o recomandare. Sunt destui. Să nu-i persecutăm, că nu pot, cât bolnav, cu piciorul, pac, cu gâtul, nu poate, îți lată, s-a mărât. Haideți să-i ajutăm, de Dumnezeu, să vine cu propunere la domnul primar, în Consiliu, să putem să-i ajutăm pe asta. Cam asta, vă mulțumim. Domnul Roșcan, aveți mulțumesc. Cred că știți că firma de cablu Digi, pentru investiție în căiuri cu fibră optică, au venit pe la Bărcești, au făcut șanț din zona limitrofă cu drumul și cu materialul din strădezii. Nu mai contează. Au trecut pe Mărcești, au spus că aia prin Ivadic sunt capătul satului, dar din zile au scoat-o pe drum la vale. Pe șanță ce-i drept. Știți ceva? Aveți cunoștință? Au vreo aprobare? Vă am întrebat muncitorii, dar nu știe cineva. Au un contract, un accept, au un... Am văzut că vin până la biserică aici, urmează să vină să se branșeze la stăpă. Acum, văd că repară șanță, nu-i problemă, dar... cred că... bănuiesc ca un contract ceva, un accept, plătesc ceva, contribuie ceva la comună. Atât aveți ceva? Atât, cum drumul nu mai spun, că sunt vorbători mai mult. Atât, mulțumesc. Digele, noi la comunii face o grijă în fibra sau pune fibra optică, în steaua din ce știu de bomba a dus. La 15 ani aprobat, avizat. Noi ne-am dus și le-am oprit lucrurile vreo zi, acolo, în zona Măcești. Chiar în sat, în Măcești, că am trecut pe mijloc satul. Da. Avem un contract cu hârtie semnată cu ei, că va reface total. I-am pus în legătură cu o firmă de care vori. Am făcut achiziția, urmează să aduc la forma care a fost. Iar de la capul satului de acolo, nu de la capul, de pe bună, de sus, de la Mărcesc, dacă știți zona de acolo, de acolo nu le-am mai dat voie să covoare pe stâlpi. Ăla nu o să mai sape, intenționat vreau, inițial vreau să sape la fel să vină cu șanț, dar nu le-am dat voie că îl distrugea prea mult și le-am zis că nu, aveam și să șanță. Deci le-am dat cu șanț, de șanț? Până la bună. Poate de la bună. Da, până la bună. Da. Până la lotărie, la vor, acolo. Da. Acolo vin pe stâlp, o să monteze stâlp. Da. Da? Și ajunge până în capul satului, iar o să leagă de stâlpii de la Ion, care au ei comenții cu ei. În continuare, ies în partea asta, la altă, trece prin Plochi, ieșesul Coșului, Cotofonești, ajung și tot aici. Acolo, dumneavoastră, pe taxa, că aveți în, la taxi, locale săpături, la Meciu, din ea. Da. Păi și taxez și repară drumul. Așa, adică vreau să-și repară drumul.
Și riscăm ca în scurt timp serviciul de apă să ducă pe apa sâmbetă. Dacă permite. Deci sunt două variante. Ori consum mare să asigure cheltuieli cu preț mic, ori prețul mai mare reflectă realitatea care este. Lucrurile nu se va așa. În analizele precedente, în toate discuțiile, a fost vorba că sunt pierderi de apă foarte mari. În atare situație este vorba despre un singur lucru. Apa nu este contabilizată în totalitate, apa care iese din rețeaua propriu-zisă, nu este plătită în totalitate. Și în atare situații trebuie luate măsuri. Și atunci am stopat. Cauza e cunoscută. Eu nu am mai... La Senat, eu n-am mai intervenit din marginea proiectului hotărârii ăla. Na, s-a spus domnul Mătruza, a fost o problemă care nu avea trecut cu proiectul hotărârii. Era total de alt subiect. Dacă vă aduceți aminte la ședința anterioară, acest proiect a fost. Dar să mai întâmplă, să mai greșești, doamna de la apă greșit la calcule acolo, îi dădea total. Nu puteam să modificăm noi, să facem... Și l-am pus în loc, s-a văzut că așa se cheamă și proiectul. Cu eroare de calcul pentru proiectul hotărâri numărul... Asta a fost de buget. Dar nu asta e asta altceva. Dar n-am mai intervenit să spun. Iar vis-a-vis de salarii, da, sunt un salarii, dar eu nu am ce să le fac. Eu le-am dat bani noi, consiliul, le-am dat bani împrumut la serviciul de apă. Nu trebuie să le mai dăm. Ei trebuie să... Deci dacă încasează, și-a bani. Dacă nu încasează, nu și-a bani. Da, dar trebuie tu din casat, asigură toate... Asigură dacă l-a duce la serviciul. Să ducă, le-am ajutat, ce-am putut. Domnul, faci tu analize.
realist. Acum am mai scăpat. Am scăpat. Veniți cu un preț care să acopere, să nu avem probleme. Le-am mai scutit un angajat. Din județ. Domnul Adrian Neagu, vari probleme medicale, săracul, asta este... Nu ai venit la servici, s-a pensionat, nu am înlocuit prin detașare. Vă rog, vă treceți și o susțineți cu buget local. Sunt mai este și varianta asta care a aplicat-o Bravoia. Au fost, au servici separat în subordinea buget local și l-au trecut la primărie, că nu se susținea. Era mai bine, l-ați trecut la primărie. Era mult mai rău ca la noi. Cum era înainte și nu mai sunt probleme. Da, dar nu-mi prea nimeni de voi în lege, nu știu ce vă. O să nu intrezi de voi, atunci veniți un preț. Un 4 lei sau vreți să duci cumva în restul comunilor și nu atât veniți. Că pe legii n-aveți voie să țineți 3-11 salarii. Dar trebuie să facă glumă. Poftim? Vă treia impozitul, dar nu vă doare apă. Adică vrea să credeți impozitul. Ia nu mă doare apă. Domnul primar, dacă la două case ți-arunc